E.ON România anunță că din cauza executării unor lucrări la instalațiile de distribuție în condiții de siguranță sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici din mai multe zone ale județului. Miercuri 11 mai, în intervalul orar 8-16, consumatorii casnici de pe strada Alexandru Lăpușneanu din Piatra Neamț rămân fără curent electric. La fel și joi 12 mai, în intervalul orar 8-16, nemțenii din localitățile Râșca și Bălușești. Iar vineri 13 mai, în intervalul orar 8-16, consumatorii casnici din Grumăzești, dar și de pe strada Nordului din localitatea Roman, rămân fără curent electric. De asemenea, până pe 13 mai, în intervalul orar 8-16, rămân fără curent electric localitățile Gâdinți, Pârâul Pântei, Cândești, Pângărați, Lunca Vânători, la Târgu Neamț, pe străzile Ștefan cel Mare, Tudor Vladimirescu, Eternității, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi, Mitropolit Veniamin Costache, Ion Creangă, Tăbăcari, Ozana, Mihail Sadoveanu, Zorilor, este întreruptă alimentarea cu curent electric. Marți și miercuri, 10 și 11 mai, sunt programate lucrări la Văratec și Târzia. Reprezentanții E.ON susțin că lucrările pot fi reprogramate în situația apariției unor evenimente neprevăzute în rețelele electrice.